Polițiștii au constatat că este vorba de 4 sălăjeni, 2 tineri de 22, respectiv 28 de ani din Surduc și 2 tinere de 21 și 23 de ani din Mineu. Doi dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și prezentat judecătoriei Baia Mare, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat în formă continuată pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.